Dacă ai reușit să scapi până acum de virus și încă nu te-ai infectat de la debutul pandemiei și până astăzi, fie te-ai protejat foarte bine, fie și norocos. Totuși, ar trebui să fii pregătit în cazul în care se va întâmpla acest lucru. Ce trebuie să știi cât stai în carantină? Ce faci dacă ești contact direct? Sunt date care se schimbă mereu, iar colega mea, Mihaela Gârbe, editor al F News, le știe pe ultimele care sunt importante pentru tine. Mihaela, în primul rând, care este primul pas pe care îl fac dacă mă infectez? Unica, primul pas este testarea, testarea și iar testarea. Care o poți face actual la medicul de familie, sub formă gratuită, la un laborator specializat în testele pentru detecția virusului SARS-CoV-2, test RT-PCR, la farmacie, printr-un apel de urgență la 112 sau la camera de gardă a unui spital. Deci, ok, prima dată testez, confirm infecția cu SARS-CoV-2. În cazul în care acest lucru se întâmplă... Sunt la 112. Suna 112 și că trebuie să stai în carantină. Da, în carantină știi că perioadele s-au schimbat, astfel persoanele vaccinate s-au trecut prin boală. În perioada ultimilor 180 de zile stau 5 zile în carantină în loc de 14 zile, bineînțeles sub monitorizarea strictă a medicului de familie, iar persoanele nevaccinate stau acum 10 zile în carantină în loc de 14 care erau inițial. Uh, mai vroiam să menționez și faptul că da, virusul circulă, este important acum să utilizăm masca chirurgicală care are trei straturi, care ajută la protecție, la fel masca FFP2 care are cinci straturi de protecție și uh, virusul nu poate trece, să evităm aglomerațiile, să, să ne testăm și să fim atenți cu cine luăm contact.